Salutare într-o nouă săptămână, ziua Americii, mergem mai departe cu un plan nou. Am zis că mențin biletele ultra scurte și luna asta. Mă redecid. Schimbare de planuri la minut, ziua și planul, ca să zic așa. Am decis să totuși renunț din mai multe motive de toate felurile la biletele ultra scurte aici pe canal. Erau exclusive pentru canal, nu o să le ofer în cele ce urmează nici pe grupul privat de WhatsApp, pur și simplu renunț la cotele astea ultra scurte. Deși au dat ceva roade, vreo 8 câștiguri, sau am numărat eu prost, au fost de fapt 6 câștiguri pe luna iunie și al 7-lea s-a întâmplat pe 1 iulie. Nu mai stau să mai motivez ultra apăsat, dar din mai multe motive am decis să renunț la ele. Ele și-ar fi dovedit eficiența și constanța. Odată la 3-4 zile devenea unul dintre ele câștigător, cel puțin unul dintre ele câștigător, însă pe termen lung pentru mine și timpul meu și planul meu, inclusiv financiar, dacă vreți, nu mai rentează. Nu e bine așa. Prefer să merg pe schema asta cu 3 bilete lungi, așa cum pe lungă perioadă v-am obișnuit aici pe canal, și sunt biletele cu care, dacă vreți, m-am consacrat eu aici pe canalul de YouTube și în general pe grupul meu privat de WhatsApp, unde le ofer gata construite din aplicația Superbet. Oricum am dat-o, oricum am încorcofelit-o, oricum am repreparat-o, variantele de bilete lungi mi-au fost cel mai de bun augur și s-au dovedit a fi cel mai stabile pe tot parcursul ăsta de câțiva ani de când mă ocup eu cu așa ceva și m-am făcut pasionat de pariuri sportive de fotbal și nu numai. Biletele lungi cu mize foarte mici, 2 lei, 5 lei și câștiguri prolifice de câteva ori pe an s-au dovedit cele mai avantajoase pentru buzunarele mele, timpul meu și tot ce mai vreți voi. Așadar, astăzi de ziua americanilor, Doamne ferește ce mai e și America astăzi cu interzis avortul și toate prostiile astea care ne întorc 50 de ani în urmă, nu vine să cred că în America se întâmplă așa ceva. Ce așteptări să mai avem în România de la români, da? De la românul de rând, care cel puțin în 50% dintre cazuri e super conservator, super nedeschis la un alt fel de perspectivă. Ce să mai zicem de America? Dacă acolo se întâmplă așa, ce să mai zicem de aici? Ziua Americii. De ziua Americii renunț la biletele ultra scurte și rămân alături de voi aici, așa cum v-am obișnuit deja într-un an și aproape jumătate de zile, cu biletele astea lungi. Rămân cu biletul Maleu, care astăzi are 9 evenimente, are o cotă totală de 131.39, primul dintre meciuri începe diseară la 18, la 6 fix. Rămân cu biletul ăsta preparat mai lunguț. Să sperăm că ne facem treaba cu o cotă de 131.39. Dacă vreți bilete ultra scurte, puteți să le extrageți meciurile alea din biletul ăsta propus aici pe canal, cum probabil ați făcut și în trecut înainte să mă apuc eu să ofer pup jos și pup sus aici pe canal. A pornit de la o glumă denumirile astea și ironiile mele de sine. Cine le-a înțeles bine, cine nu, iarăși foarte bine. Probabil asta făceați și înainte. Luați din propunerile de pe canal câteva și vă creați voi, dacă doreați să jucați niște variante mai scurte, vă remixați voi niște bilete cu doar 2-3 dintre meciuri, 2-3 dintre propuneri. Puteți să faceți asta în mod evident și pe viitor cu ceea ce eu voi continua să vă propun aici pe canal. Până la urmă, și pup jos și pup sus, în majoritatea dăților, atâta vreme cât le-am prezentat pe aici, aveau meciuri comune cu biletul Maleu, da? Dacă nu toate făceau parte din biletul Maleu, din combinația asta mai mare, mai extinsă. Așadar, cu siguranță,
pentru că lucrez în continuare cu aceleași surse, aceleași site-uri care dau propunerile astea, cu siguranță meciuri de pe posibilele pup sus, pup jos din viitor, cu siguranță meciurile de pe ele le veți găsi incluse aici pe Maleu, în biletul ăsta lunguț de 9 evenimente. Continuăm așa, de astăzi încolo, o să mă jurați unii dintre voi, o să vă supărați pe mine aceia care ați votat la polul de-l deschideam acum vreo 3 săptămâni, pe 13, înainte de 13 iunie, care optați la momentul ăla și pentru bilete ultra scurte. Mă veți înjura parte dintre voi că nu le mai țin aici pe canal și nu le mai prezint, însă din toate punctele de vedere, pentru mine, din păcate sau din fericire, varianta asta cu bilete lungi continuă să fie cea mai avantajoasă. Și deși am avut încercări și dute vinouri de la Ana la Caiafa și prin noiembrie-decembrie 2021, vă amintiți când am jucat vreo 2 sau 3 luni, tot așa, din 1 decembrie până prin martie, cote mici din 3-4 meciuri și tot nu ieșeau și au fost 5 sau 6 câștiguri în total. Am mai încercat și acum, iată, din 13 iunie încoace până astăzi, până ieri, poftim, tentative de a juca alternativ, de a juca altceva, au mai fost. Pentru mine, chiar și în acest 30 aprilie, când s-au întâmplat câștigurile aici pe canal, pentru mine variantele de bilete lungi s-au dovedit până la urmă cele mai avantajoase. Pentru că ele, ați observat, chiar și cu astea scurte, ele se strică aproape zi de zi. Dacă joci niște bilete ultra scurte, cum erau pup jos, pup sus, ești nevoit să joci cu mize mai mari, da? Cu bani mai mulți. Pierderea tot se întâmplă la 3-4 zile distanță, da? Sau câștigul se întâmplă odată la 3-4 zile distanță și toți sunt rămân acolo 3-4 zile de pierdere. Să joci cu mize mai mari de 100 de lei, 50 de lei și să pierzi 3-4 zile la rând, tot nu e matematic avantajos să te bazezi pe bilete ultra scurte. În condițiile astea, mai degrabă riscăm 2 lei, 5 lei, așa cum am făcut și până acum, pe biletele astea mai lungi și când te trezești, cum s-a întâmplat pe 30 aprilie, să iasă o cotă 336, e altceva, nu? Așadar, sau cum s-a întâmplat pe grupul privat, în aceea zi de 30 aprilie, v-am povestit în episodul din 1 mai, puteți să vă reuitați acolo cum descriam în detaliu, sau să se întâmple cum s-a întâmplat, ziceam, o cotă câștigătoare de 1293. Cum e? Când am luat 3300 de lei cu 2 lei pariați, da? Sau alții au pariat cu 4 lei pe grupul privat și au luat 6750 de lei. Cum e? E bine. Rămânem din acest 4 iulie, probabil pentru tot restul anului și cred că definitiv nu o să mai oscilez foarte tare în zona asta. Habar n-am la ce mă mai decid pe parcurs. Poate devin milionar și o să joc o singură cotă, un singur meci în următoarele luni. Cine poate ști? Până una alta, din motive de ce vreți voi, timp, buget, nervi, tocați și multe altele, rămân pe biletele lungi. Să-mi fie cu iertare, dar asta este decizia începând de astăzi pentru tot restul timpului. Cred că definitiv voi rămâne doar pe bilete lungi, atât pe grupul privat de WhatsApp, cât și aici pe canal. Dacă mă mai întorc din drum cu vreo ocazie, mă mai trageți de urechi la momentul respectiv pe tema asta. Nu știu cum se vor mai întâmpla lucrurile. Cert e că inima mea mă întoarce, mă recheamă la biletele astea lungi și atât. Acum că am făcut 10 minute de polologie, hai să zicem biletul pentru azi. 4 iulie 2022, cotă totală 131.39, 9 evenimente, primul începe astă seara la 18 fix, la 6 fix. Hai să vi le zic, pe astea 9 și doar 9. Finlanda Veikkaus Liga, HIFK, au duel cu Ilves. Doi solisti acești, Ilves, vor câștiga, mergem pe victorie de oaspeți, mergem pe doi solisti, pe victoria Ilves. Finlanda, Kakkonen,
Musa versus Clubi 04. Câștigă oaspeții și aici mergem pe doi solist pe victoria Clubi 04. Nu mai stăm să desfacem ce înseamnă Musa în finlandeză, că nu e relevant. Nu ne-a ajutat niciodată să știm pe desfăcutele inițialele astea, abrevierile astea de echipe finlandeze. Pe urmă, Norvegia, divizia 1. După cum vedeți, continuăm în Scandinavia la nesfârșit. Și cred că așa va fi mereu. Norvegia, divizia 1. Sandnes Ulf versus Raufoss. Unu solist, victorie de gazde. Mizăm aici pe victoria Sandnes Ulf. Norvegia, divizia 1. Și în continuare cu duelul dintre Stjørdals Blink și Start. Mergem pe victoria Start, pe victoria oaspeților, puneți pe bilet 2 solist în cazul acestui match. După asta, un duel din Estonia, Esiliiga A, Elva versus Nome United, mergem pe ambele echipe marchează, mergem pe GG. După aia revenim în Norvegia, divizia 1 pentru încă două meciuri, de acolo Brann versus Brinn. 3 plus, cel puțin 3 goluri în tot evenimentul între Brann și Brinn. Pe urmă, tot din Norvegia, divizia 1, Fredrikstad versus Åsane. GG, ambele echipe marchează aici. Fredrikstad, cum îi veți găsi scris și în aplicații, versus Åsane, da, se citește Åsane, ea, ăla cu gămălie norvegiană, alfabetul vieții lor. Fredrikstad versus Åsane, GG, ambele echipe vor marca în acest duel. Pe urmă intrăm în Argentina, Primera Național, să ne uităm, să ne holbăm la Villa Dálmine versus Alvarado. Vor câștiga gazdele, mizăm pe unul solist, mizăm pe victoria Villa Dálmine. Și închidem biletul cu al nouălea jurat de astăzi, în Islanda, Úrvalsdeild, cu duelul, meciul tăvălea la bătălia dintre Hafnarfjörður și Stjarnan. Ambele echipe vor marca și aici în Islanda, mergem pe GG, atât Hafnarfjörður cât și Stjarnan vor da măcar cât un gol în tot duelul. Ăsta e biletul de azi, așa se formează cota asta de 131.39. Eu sper să avem baftă cu cotele astea mai lunguțe, să nu regretați foarte tare că am renunțat la biletele scurte și până la urmă puteți organiza o variantă, două de bilete scurte chiar din aceste 9 propuneri. Le remixați voi după buna inspirație, bunul plac și poate vă iese ceva cu doar verde. Acesta este biletul pentru azi, un singur de azi încolo din nou aici pe canal. Nu cred că e cu mare ultra pierdere, cred eu că e mai bine pentru toată lumea așa. Să sperăm că nu fac o greșeală. Dacă vreți și celelalte bilete lungi ale mele, mai lungi decât ăsta de pe canal, mă întorc la propunerea și la invitația de a veni cu mine în grupul meu privat de WhatsApp. Suntem acolo eu și 5 băieți care n-au încetat în toată perioada asta să joace alături de mine biletele astea lungi. Ăsta de pe canal plus alte două și mai lungi, în fiecare zi gata, construită din aplicația Superbet. Aveți cont la Superbet, aplicație de Superbet instalată pe telefon, sunteți din România și vreți să jucați zilnic biletele astea 3, toate 3, alături de mine în fiecare, absolut în fiecare zi, cu capturi doveditoare și aveți practic un minim de 6 lei pe zi de riscat pe ele, 180 de lei pe lună, 2 lei miză minimă, cum ar veni. Eu vă aștept acolo, haideți cu mine acolo. Unul dintre biletele alea și mai lungi, doar oferite exclusiv acolo pe grupul privat de WhatsApp, biletul Venirea Mormanului, unul dintre ele a devenit câștigător, exclusiv doar acolo pe grup, pe acest 30 aprilie, da? Când vă povesteam că pe canal am avut cu biletul Maleu al canalului, botezat Maleu, am avut un câștig cu o cotă 336, în aceea zi, pe grupul privat de WhatsApp se întâmpla un câștig cu o cotă de 1293, un câștig în cazul meu de 3300 de lei cu 2 lei pariați, alții au luat 6750 de lei cu 4 lei pariați. Deci și biletele astea de pe grupul privat de WhatsApp, chiar dacă ești mai rar câștigătoare odată la 6-7-8 luni, când îți iese o cotă de 1293, e mega bine dacă o ai pariată cu 4 lei,
în loc de 2 lei sau 10 lei în loc de 4 lei, fiecare după buget. Pe toate trei le dau gata făcute acolo, vă aștept să le jucăm împreună zi de zi. Vă înhăitați, vă înhămați la acest angajament că jucați zilnic 6 lei pe zi în biletele astea, aveți toată ușa deschisă din partea mea. Detaliile despre cum să intrați în grup sunt aici în descrierea de video. V-am pupat și sus și jos în amintirea biletelor ce le-am jucat din 13 iunie până ieri. V-am pupat în general și să auzim de verde. Poate astăzi, poate în curând. Biletul ăsta maleu continuă să fie în continuare de bun augur și poate cândva curând va redeveni cu totul verde. Toate meciurile vor fi verzi din nou, sper eu curând, mai ales că din 15 august încolo, probabil 1 august, 15 august, încep să se întoarcă mari jucători, marile echipe, marile ligi înapoi la datorie, în joc, se deschid din nou porțile la fotbalul mare și poate în felul ăsta avem și noi o șansă la niște bilete verzi mai dese. Pa, papi, ne revedem!